Vă salut! Am început să fac un pat din lemn masiv de brad. Este un pat provizoriu până o să fac mobila în casă. V-am arătat data trecută într-un filmuleț. Am făcut tăbliile și profilul din spate. Și acum o să fac lungurile, unde o să stea șipcile pentru saltea. Acesta este profilul de exterior. Are 35 pe 100, iar acesta este de 30 pe 80. Și îl punem puțin mai jos ca să avem loc pentru șipcile care o să stea salteau. Am prins în șuruburi de la Trend. Am dat găuri. Le prindem în zigzag. De ajuns. Cum l-am făcut? Apoi trebuie să-l chituim, că mai avem și defecte, sărituri, lovituri. Apoi o să vină în felul acesta. Șipcile pentru saltea. O să le prindem în cuie pe acestea. Cuie sau cu șuruburi. O să vă arăt cum prind această scândură din găurile în diagonală, în zigzag. O să punem toate șuruburile, hol șuruburile. Deci hol șuruburile sunt cu prezon, cu posibilitate de a strânge. De aceea am făcut o pregăurire. Și începem să înșurubăm. Trebuie să ne apăsăm puțin de la jumate. Nu o să astup aceste găuri. Lăsăm ca să ne fie mult mai ușor atunci când îl demontăm. Poate o să facem altceva din același lemn. Eu nu sunt adeptul ca să arunc pe foc lemnul deja care poate fi refolosit. Acum o să le tăiem la 190.
Acum o să șlefuim cu această mașină cu vibrație. Prefer cea circulară, nu rămân de nivelări. O să trebuiască să o curăț. Săcuțul era plin. Am pus șmilgher de un disc cu șmilgher de 80 sau 120. Avem kit alb, pentru că alb o să dăm și patul. Alb o să vopsim toate profilele de la pat. Wood filler este un kit cu întăritor ca kitul auto, dar este pentru lemn. Felul acesta. O să iau așa, o să pun pe o bucată de lemn. Pun întăritor este de ajuns, o linie, ca să putem să tăiem câte puțin și să amestecăm puțin câte puțin, ca să nu se întărească tot. Fac în felul acesta. După ce l-am amestecat, o să iau și astup. Încerc să trag la față ce se poate de bine, pentru că se șlefuiește foarte greu. Dacă noi putem să construim cum a fost această gaură, această lovitură de fapt, la găurii lăsăm puțin mai mult să iasă în afară ca să șlefuim, pentru că el mai seacă. Am încheiat acest peretar, profilul din spate. Înainte să introduc tăblia, am dat-o cu grund alb sau undercoat, cum am învățat să-i spun. În caz de lucrează lemnul și se mai strânge, mai seacă, să nu se vadă culoarea naturală a lemnului. De aceea se dă și nu se pune aracet niciodată la tăblie. A trebuit să îl lipesc foarte repede, nu am putut să filmez ieri, nu am avut condiții. Am făcut și pe grabă. Am lipit cu adeziv rapid. Dar o să vă arăt și cu alte ocazii cum o să facem tavane casetate și atunci o să avem mai mult timp. Am trecut cu 80.
pe toată suprafața. Acum o să punem la șlefuitoare aceasta de 80. O să punem de 120. Așa. Când lipim, trebuie să ținem cont de găuri ca să absoarbă ventilatorul la șlefuitor tot praful. Și începem. Așa arată. Arată destul de bine. O să mai dăm în locul acesta unde se vede o denivelare. În principiu trebuie să îndepărtăm toate denivelările de la abric, de la grosime. Și cu cât sunt mai multe, mai puține denivelări, cu atât se vede mult mai bine. Și o să începem să șlefuim și detaliile, profilele. Le-am făcut înainte, dar mai trebuie să mai trecem o dată. Și să facem un bizot pe margine, un șamfren. Am făcut doar din șlefuitor, dar trebuie să trecem cu mâna ca să rectificăm. Cu mașina nu prea avem precizie. O să fac pe colțuri, între picior și structură, lungul patului. O să fac aceste contrafixe pentru că această lățime la lung este foarte mică, de 100 de mm, și este posibil ca să prindă joc foarte repede, așa că am decis să pun aceste contrafixe. Să le prind în șuruburi, în interior, prin interior. O să găuresc cu sistemul acela, cu șablonul de la Trend, și o să prind în diagonale. Două, două și de ajuns. Deci pe acesta l-am făcut prima dată. Am semnat pe scândura aceasta. Le fac în oglindă pentru că materialul este... Această scândură este undeva cam primele scânduri de la suprafață, de aceea fibra este aproape pe lung. Este trecută de 45 de grade, mai mult de 60 de grade văd, și de aceea se arcuiește. Pentru că aceasta nu este, este făcută pe economic. Dar putem să lucrăm cu ele pentru că nu facem mobilier dublu. Facem pe simplu și cât se poate de economic. Deci o să... O pun și trasez. Apoi le tăiem cu șoricel. Thank you.
Am ales o pânză mai fină. Pentru lemn, ca să șlefuim cât mai puțin posibil. O să șlefuiesc acum partea din interior. În felul acesta, apoi o să-i dăm un ștab pe margine ca să nu avem colțuri. Data viitoare o să facem și un banc de lucru, asta când o să intrăm în atelier. Acum ne aranjăm așa cum putem pe capre. Data viitoare o să fie mult mai frumos și o să facem lucruri mult mai interesante. Am dat ștabul. Este un ștab de 4 mm rază. Nu am vrut să fie chiar așa mare. Este acesta. De la Trend. Freza este de la Trend. Și acum să fac în felul acesta. Acum o să încep să găuresc piesele. O să fac 4 găuri, nu 2. La fel o să facem și pe partea lungă. Toate o să le găurim în felul acesta. Apoi holciuroburile o să vină. Acestea sunt găurite la partea din interior. Partea exterioară vine în felul acesta. Am decis ca să nu las chiar așa de simplu fața la pat. O să iau această freză OG. Freză de interior fără rulment și să fac frezări interioare pe dreptunghi. O să iasă colțurile rotunde.
Și o să fac și pe picioarele de la pat o linie de sus până jos. O să lăsăm la partea de sus un 3-4 cm sau 5 cm și la partea de jos 10 cm ca să se vadă frumos. La fel o să facem și la peretar, la partea din spate a patului. O să facem până la nivelul la saltea. Avem așa, o să dau puțin cu vibrația ca să putem să îndepărtăm ațele. Apoi să mai trecem încă o dată cu freza, să facem o trecere mult mai precisă. Mai facem o trecere. Acum avem frezarea mult mai calitativă și o să încep să șlefuiesc în interior cu 120 la mână și o să mai dau puțin și cu vibrația pe deasupra. După ce am șlefuit picioarele și am făcut toate piesele, le-am dat și bizoturi de jur împrejur. O să le prind. Le prind numai în șuruburi ca să putem să le desfacem dacă avem vreodată nevoie. Acest sistem este foarte rezistent. Am luat firungul de la circular și o să punem și suporții unde or să vină lungurile.
O să mai prindem lungurile în șuruburi din acestea, plus în câte două șuruburi, câte un șurub pe capăt de 150 sau 200, vedem. Așa arată patul acum. Mie îmi place foarte mult. Acum o să tăiem șipcile acestea, să facem saltea. Și o să vă arăt cum arată înainte să-l vopsim și după. Acesta este un pat foarte simplu. L-am făcut numai din materiale folosite de la cofraje sau uscat. Mă bucur foarte mult pentru că nu a trebuit ca să arunc acest material sau să-l tai, să-l bag pe foc. Eu sunt adeptul să refolosesc toate materialele care pot fi refolosite. Am terminat și eu patul. Am prins o șipcă pe laterale ca să fie, să nu fugă scândurile, și le-am prins în capse, în cuie de 55. Mâine o să îi dau cu grund și cu vopsea. Așa arată patul terminat, cu două straturi de grund și două de vopsea. Am pus și somiera. I-am dat doar două straturi de grund, nu am mai dat și vopsea. Vine salteaua peste. V-am spus, acest pat este făcut din cofraje. Am curățat de ciment și am făcut acest pat provizoriu până când fac mobila în casă. E ceva pe tradițional. Este destul de robust. O să-i mai pun un picior în jumătate să previn să nu se rupă. Așa arată patul și cu saltea. Mă bucur că am făcut numai din cofraje de la atelier. Am decofrat stâlpii, am luat lemnele după un an de zile, uscate, și am făcut acest pat.